angajat al unui tânăr pentru care viața e mereu o provocare, Blazy e gata să ne demonstreze că se poate. Se poate să fii un luptător, la fel cum poți deveni cea mai bună versiune a ta în orice clipă. Numele meu este Okpata God's Power Morris sau GP Blaze. Am 26 de ani și sunt din Nigeria, dar acum sunt român. Am venit în România în 2015. Am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța UMC la Marina și după am decis să mut în București să fac masterat la administrarea și afacerilor. Tânărul în plină ascensiune din prezent este unul din cei 8 copii ai unei familii modeste din Nigeria. Un băiat care și-a depășit condiția, dar care știe de unde a pornit în viață. Tatăl meu, el lucrează la un universitate și mama mea nu muncește. Am 5 surori și 2 frați. Eu mănânc o dată după 3 zile, 2, a fost nașpa. După liceu, am mers la tatăl meu și am zis vreau banii pentru asta și el a zis nu am. Însă Blaze a căutat în el puterea de a învinge greutățile. Prima oară când am venit în România a fost wow, fără banii, dar a fost foarte greu. Și am zis hai, o să fac ceva cu talentul meu, să primesc banii. Am început să fac vlog. A fost greu pentru că eu am examen mâine și trebuie să postez ceva pe YouTube sau pe undeva de social media. Am început cu TikTok. Am fost viral, foarte, foarte viral, știu asta, foarte viral. Iar motivația a transformat visele în realitate. Blaze a reușit să câștige primii bani devenind cunoscut în mediul virtual cu o promisiune activă. Primul bani o să câștig pe YouTube, o să fac un split. 50% o să pun la cont și 30% o să cumpăr ceva pentru oameni boschetari pe stradă. Și am făcut asta. Știu cum este sau cum simți să crescut fără bani. Și când eu văd cineva pe stradă oriunde și eu gândesc când am fost ca el sau ca ea. Iar mutarea în România a venit și cu bune și cu rele, dar mai ales cu o suferință, care încet încet s-a prefăcut în dezamăgire. Am avut o relație de 2 ani când o românca și a fost foarte ok. Cu ea a avut ceva foarte frumos și certam și n-a mers. Ne-am despățit în octombrie după 2 ani. Ea a despățit, nu eu. A fost alegerea ei. Am suferit. Am vrut să cer la ziua ei. Dar după ea a despărțit, dar ea nu a aflat. Toate fetele în România sunt geloase. Și eu am fost gelos, e normal. Dacă cineva nu este gelos, nu iubești pe cineva. Și deși pare să știe ce vrea de la o femeie, tot trecutul l-a învățat că uneori precauția e doar un entuziasm mai lucid. Nu cred că există o femeie perfectă. Blaze a decis să caute iubirea aici, acum, însă fără susținerea directă a mamei sale. Să fiu singur la emisiunea ei, e greu. Nu am necos frat. Make your family proud. Remember, you always be at the top and get the top. Love you. Nu știm dacă despărțirea a lăsat urme prea adânci, dar Blaze e convins că pentru iubire merită să aștepți, să lupți și să speri. Am decis să stau aici până acum pentru că am vise mare, nu doar să fac vlog nou. Îmi doresc să fac o familie, dar maxim 2 copii, maxim. Pentru că când eram mic știu ce n-am avut, ce am avut. Și din cauza asta știu cum o să fie cu când o să am copii. Orice vrea copiii mei, mă ajută.
Iar s-a lăsat cu lacrimi. Ce te-a impresionat, Isabela? Tot? Da, mi s-a părut un bărbat foarte sufletist, care a trecut prin foarte multe greutăți și a luptat. Nu e ușor să o iei de la zero într-o țară străină, într-o civilizație cu totul și totul diferită de cea în care te-ai născut, ai crescut, să mergi la o facultate aici, să fii cot la cot cu vorbitorii de limbă exact. Maternă, română, să faci un masterat aici. A luptat. Și să fii la mii, zeci de mii de kilometri de casă, pentru că l-am întrebat pe Blaze în gala de sâmbătă și ultima dată a fost acasă acum 3 ani. Ce te-a impresionat? Adelina. Ambiția. Ambiția pe care a avut-o, că nu s-a plafonat pe situația sa de viață, ceea ce este admirabil. Și doresc mult succes în continuare și sper ca într-o zi să ajungă să se poată ridica nu doar pe sine însuși, ci și familia lui și să aibă poate un trai mai bun. Vă place de Blaze? Da. Vreți să-l cunoașteți? Da. Blaze! Yo! Hai, vino aici la fete! Bine ai venit, Blaze! Bună ziua! Bună! Hai să fii atent. Uite-te în dreapta ta, pentru că o avem pe Dea, Alina, Andreea, Adelina, Ana Maria, Maria, Isabela și Costinela, cu care ai fost într-un blind date. Ea e. Stai puțin. E cum ți-o imaginai, așa după voce, după discuție? Da. Serios? Sau, adică presupun că ți-a spus că e blondă, nu? Culoare de păr nu contează. Nu contează. Nu contează, dar ce contează? Ce contează, Blaze, pentru tine? Comunicare, suflet și încredere și dragoste. Și să știi tu că, da, cum simți că ea e? Acum nu pot să știu. Nu acum, așa, în general. Evident că nu poți, că de-abia l-ai văzut de 20 de secunde. Chimie? Vibe. Da, un vibe. O chimie așa în română. Sau chimie. Uh-huh. Îți plac fetele din emisiune? Da? Scuze, da. Acum eu știu că sunt și emoții, normal. E prima dată când le vezi, voi stați de câteva zile acolo. Presupun că v-ați alimentat și voi cu momentul acesta când o să fie întâlnirea, nu? Da, exact. Bun.